Handball Club Zalău a obținut a treia victorie consecutivă în Cupa EHF pe teren propriu, scor 31-28 în fața echipei cehe Baník Most, într-un meci din grupa D a competiției europene. Selejnicele sunt la un pas de o calificare istorică în sferturile de final ale Cupei EHF, după ce au obținut trei victorii consecutive, două în fața echipei Baník Most și o victorie pe teren propriu în fața suedezelor de la Hors. La pauză, Zalăul conducea la două goluri, scor 15-13. Repriza a doua a fost mai echilibrată, dar Zalăul a fost mereu la conducere, impunându-se pe final la trei goluri. De la gazde s-a remarcat Roxana Rob, care a înscris 9 goluri, în timp ce la oaspet Simona a marcat 8 goluri. E o victorie bună, puncte de, pe care am contat, ni le-am dorit. Din păcate, se vede din ce în ce mai tare starea de oboseală a jucătoarelor. Sigur, aici știți foarte bine că au fost 48 de ore și am crezut că am rezolvat mai multe lucruri în ceea ce privește recuperarea. Din păcate, au avut o stare de oboseală evidentă. În momentul în care ești obosit, după cum știți, gândești ceva mai lent. Am făcut o serie de greșeli tehnice pe care n-ar fi trebuit să se întâmple. Însă, înainte de meci, am spus e bine dacă câștigăm și la un gol. În sinea mea și mă rog colaboratorilor noștri. Însă s-a terminat la 3, am avut ultima parte, am dominat-o, până la urmă se pare că tot fizic s-a întâmplat dominarea asta. În celălalt meci al seriei, echipa norvegiană Lavrik a dispus de echipa din Suedia cu scorul de 34-23. În clasamentul grupei D, echipa norvegiană Lavrik ocupă primul loc cu 7 puncte la o lungime de zăloancele, care se află pe locul al doilea. Pe locul 3 se află echipa suedeză cu 2 puncte, fiind urmată de echipa cehă Baník Most, care are doar un punct în urma egalului cu Lavrik. Sigur că mai sunt niște calcule. Săptămâna viitoare mai avem nevoie pentru a nu depinde de rezultatul de la Most și din ultima etapă ar trebui să facem cel puțin un egal. Primele două clasate din fiecare grupă vor obține calificarea în sferturile de finale ale competiției. Meciurile din această fază sunt programate în sistem eliminatoriu în 3-4 martie, respectiv 10-11 martie, pentru calificarea în semifinale. Următorul meci al echipei HC Zalău în grupele Cupei EHF este returul cu echipa norvegiană Lavrik, programat în data de 4 februarie la ora 17 în sala sporturilor din Zalău.